După ce au lucrat toată săptămâna cu program prelungit, angajații Direcției de Evidență a Persoanei Giurgiu sunt și astăzi la datorie. Prin urmare, dacă ați plecat la vot sau ați ajuns deja în secția de votare și ați constatat că actul de identitate este expirat, puteți merge la Evidența Populației cu toate documentele necesare schimbării cărții de identitate și veți obține un nou act de identitate în regim de urgență. Ghișeele Direcției de Evidență a Persoanei vor fi deschise până diseară la ora 21, adică până la închiderea secțiilor de votare, iar eliberarea unui nou document de identitate Durează câteva ore.